Constantin Enceanu a scăpat de kilogramele în plus. Artistul a urmat sfatul medicului, asta a fost ambiția mea. Constantin Enceanu este unul dintre cei mai longevivi și îndrăgiți artiști din industria muzicală românească. De-a lungul carierei sale, vedeta a lansat foarte multe melodii care au ajuns repede la sufletele oamenilor. Interpretul de muzică populară a reușit să slăbească 5 kg după ce a suferit o operație la genunchi. La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, Constantin Enceanu a suferit o operație la genunchi. La acea vreme, fanii artistului au fost foarte îngrijorați pentru starea sa de sănătate. Acum, la doar trei luni de la intervenția pe care vedeta a făcut-o, acesta a reușit să slăbească 5 kg. Interpretul de muzică populară a mărturisit că medicul i-a spus să aibă grijă să nu se îngrașe astfel, vedeta a mai făcut și alte exerciții pe lângă cele pentru recuperare. Am slăbit vreo 4-5 kg. Asta a fost ambiția mea să slăbesc și să fac și recuperarea. Mi-a zis doctorul după operație să am grijă să nu mă îngrași. Făcând zi de zi mișcare și exercițiile pentru recuperare, am avut grijă și la alimentație și am slăbit puțin. De exemplu, dacă iei 5 kg în plus, echivalează cu 15 kg în plus puse pe genunchi și atunci apasă pe el această greutate. Eu după o lună și jumătate de operatie am renunțat la tot, a declarat artistul potrivit click.